Artista iconar Adriana Homorodean expune la Reghin. Vernisajul expoziției de icoane pe sticlă, intitulată Tradiția icoanelor din Laz, a avut loc marți, 25 februarie, în sala de festivități a Bibliotecii Petru Maior. Adriana Homorodean este din Orăștie și, după absolvirea cursurilor Școlii Populare de Artă, și-a făcut ucenicia în casa renumitei artiste populare Maria Poenariu, din satul Laz, județul Alba. Artista realizează icoanele după izvoadele familiei Poenariu, vechi de peste 200 de ani. Reproduceri după icoanele moștenite de la familia Poenaru din satul Laz, prin doamna Maria Poenaru, care mi-a oferit modelele și ea m-a învățat să pictez, de fapt, aceste icoane, după fiind zestrea familiei Poenaru din Laz, veche, familie cu veche tradiție de peste 200 de ani. Și sunt deosebite prin cromatică, prin expresivitate, prin coloristică. În cei 2 ani de ucenicie, Adriana Homorodean a fost sfătuită și a învățat să picteze cu toată ființa, cu suflet și gândire. Mi-am dat seama că când te așezi să pictezi, îți deschizi ușa sufletului, pe unde intră Dumnezeu, și apoi prin mâna ta, de fapt, se exprimă sufletul. Și bineînțeles că Dumnezeu, și atunci îmi doresc din tot sufletul ca cei care privesc aceste icoane să simtă energia pe care sufletul meu a lăsat acolo amprentat în icoană. Lucrările Mariei Poenariu, ale înaintașilor și ale discipolilor ei, s-au răspândit în toată lumea. Casa din Laz a devenit un adevărat muzeu și este deschisă vizitatorilor. Casa dumneiei din satul Laz este un adevărat muzeu. Acolo se păstrează icoane vechi lucrate de înaintașii dumneiei. Și dacă aveți drum și treceți prin satul Laz, îi face o mare plăcere să-i vizitați casa, pentru că și cu siguranță o să vă primească cu sufletul deschis, pentru că este un om deosebit. Expoziția de icoane a artistei Adriana Homorodean este cu vânzare și va fi deschisă până în data de 8 martie la Biblioteca Petru Maior.